Salut morcoviților și bine v-am găsit la ediția specială de sfârșitul lumii din Factori și Aspecte. Coronavirusul ăsta a dat ocazia multor oameni să fie enervanți, idioți, dăunători sau chiar toate trei în același timp. Am făcut un top din ei, e doar pe martie, pentru că acum a început rahatul și sunt sigur că în aprilie o să întâmple niște chestii de o să le eclipseze complet pe astea din martie. Pe locul 10 în topul nostru avem actorii. Nici n-a început căcatul bine, nici n-am apucat să ne dăm seama ce impact o să aibă pe termen mediu și lung, economic și restul rahaturilor, că actorii s-au apucat de cer și bani. Ce faci, mă? Că actorii s-au apucat de cer și bani, că, domnule, n-au mai avut spectacole de 2 săptămâni și mor de foame. Cât de dependent e un actor independent? Depinde de un teatru în care să joace, de un regizor care să-i ofere un rol și de voi să veniți în sala de spectacol. Vedeți? Un actor independent e de fapt foarte dependent de noi toți. Nu există legi care să-i protejeze și nici măcar nu știm cât sunt. Iar în perioada asta când sălile sunt goale, teatrele sunt închise, ei nu mai au niciun venit. Stai așa, boss, că toți suntem dependenți de economia de piață. Și ăla care vinde pâine dependent de economia de piață și de cheful oamenilor de a mânca pâine. Și frizerii la fel ca și voi depind de cheful oamenilor. Dacă brusc se fac toți metaliști și nu se mai tund de nimeni, mor de foame și frizerii. Deci nu e nimic special la actori. Dar ce te faci când de teatrul independent depinde chiria ta, casa ta? Acum e momentul să le oferim mai mult decât aplauze. Și că acum e momentul să le oferim mai mult decât aplauze. Păi stai, era intrarea la spectacole doar pe bază de aplauze? Eram eu singurul fraier care plătea bani pe bilet? Nu înțeleg de unde a venit asta. Hai să le oferim și frizerilor mai mult decât aplauze. Maia Morgenstern e la fel de prăjită cum ne așteptam toți. Cu ocazia cerșelii în masa actorilor, ea a făcut un filmuleț de 4 minute, cam cu 3 minute 56 mai mult decât aș fi eu dispus să văd, în care doar citește din Cuore de Edmondo de Amicis. Dacă țineți minte cartea, era pe lista de lecturi suplimentare, clasa a 7-a, perioada înainte de 89. Cuore, Edmondo de Amicis. Săracii. 29 marți. Să-ți dai viața pentru patria ta, ca băiatul lombard, e o mare virtute. Tu nu desconsidera totuși micile virtuți, fiule. Azi dimineață, mergând în fața mea, când ne întorceam de la școală, ai trecut pe lângă o biată femeie, care ținea pe genunchi un prunc plăpând și pământiu la față. Ți-a cerut de ceva de pomană. Tu te-ai uitat la ea și nu i-ai dat nimic. Pasajul în sine este literalmente despre cerșită. În caz de aveați impresia că eu le zic cerșetorii ăstora că sunt eu nașpa, nu, ea cu gura ei citește despre cum ar trebui să dăm bani la cerșetori, ceva gen. Nu te obișnui să treci cu indiferență prin fața mizeriei care ți întinde o mână și cu atât mai puțin în fața unei mame care cere un bănuț pentru copilul ei. Când am început eu în 84, meseria asta, secolul trecut, primeam casă de la teatru, din partea teatrului. Deci la Piatra Neamț am avut o garsonieră. Oana Pelea începe cerșitul spunând câte chestii primea de la stat gratis pe vremea lui Ceașcă. Că avea apartament, că avea salariu. Sigur o să mă facă să empatizez cu drama actorului când o să-mi spună cum generația ei a primit chestii moca pe care generația mea nu și-l-a visat. Mamă, casă moca, îți dai seama? Dacă ai sub 30 de ani, îți dai seama cum ar fi să-ți dea statul casă moca? Pe lângă faptul că este o privare de libertate de exprimare, ceea ce este dureros pentru un artist. Oana Pelea spune că problema e cu libertatea de exprimare, că dacă închizi teatrele, brusc oprești libertatea de exprimare, de parcă singur loc din univers unde poți să te exprime teatru. Tocmai faci un filmuleț pe internet, e alt mediu și te exprimi liber. Și eu mă exprim liber, toți ne exprimăm liber. De unde e problema asta? Se pune chiar problema supraviețuirilor, în sensul că nu au bani de chirie. Problema aici cu actorii care cerșesc nu e că nu au dreptate. Chiar au dreptate. E nasol pentru ei. Problema e că au furat startul. O să fie nasol pentru multe categorii de oameni. Pentru toate categoriile de entertainer deja e nasol, dar o să fie nasol în domenii la care nici nu ne gândim momentan.
Dar în timp ce alții stau să se gândească, bă, oare o să fie nasol, bă, oare nu o să fie nasol, ei au furat start. Au întins mâna pavlovian, cum a apărut problema. Nici n-au stat să se gândească dacă e nevoie sau nu. 2 săptămâni s-au închis teatrele, gata, au murit de foame toți actorii. Da, ține nene. De mișcat s-au mișcat deștept, că într-o lună de zile o să fie așa de mulți cerșetori pe lume încât nu o să-i mai pese nimănui de arta teatrală. Locul nou în clasament, politicienii. Îl știți pe domnul Virgil Chiețac? Normal că nu-l știți. Amiral, rector al Universității de Nave din Constanța și parlamentar de prin 2016, e om serios, cu influență, n-are el timp de coronavirus. Nea Virgil a fost la o conferință NATO, s-a întors răcit și brusc au apărut zvonuri că ar avea coronavirus. El n-are, e doar puțin răcit, o să se testeze așa de formă, dar tăceți dracu cu genul ăsta de zvonuri nefondate. Omul a făcut testul și până a venit rezultatul s-a dus pe la paranghelii, pe la evenimente culturale, s-a întâlnit cu colegii. Testul, după cum vă așteptați, a ieșit pozitiv. După care omul s-a dus la spital fără izoletă, că na, izoleta e pentru fraieri, pentru oameni de rang inferior. El edita mai amiralul, ce să caute la izoletă. Problema nu e de la el în sine, problema e de la virus. Virusul fiind idiot, nu-și dă seama că unii oameni au rang, au statut, au influență și merită tratament preferențial. Virusul fiind foarte idiot, tratează pe toată lumea la fel. Ce știe virusul, mă? Nu ne respectă valorile. Se comportă cu pulimea cum se comportă și cu amirali. Chiețac a reușit să bage în carantină un snob de senatori PNL, printre care și însuși Sică Mandolină, care a ieșit să țină conferință de presă să spună tuturor că ei ar putea să aibă coronavirus. Deci atât de prost încât a chemat oameni să spună că n-ar trebui să fie oameni în jurul lui. Vedere că senatorul Virgil Chiețac a participat la reuniunea Biroului Politic Național. Toți membrii Biroului Politic Național se vor izola. Săracul Sică a fost nevoit să se autoizoleze la Vila Lac, care bănuiesc e o vilă lângă un lac. Ah, ce viață grea să fii politician și să te izolezi la Vila Lac. Că na, asta e problema la organizațiile astea pe stil mafiot. Că lumea se pupă pe obraz, își pupă mâna unul la altul, se strâng în brațe, au nunți cu metrii, botezuri. Și na, se împrăștie bolile venerice și nu numai în interiorul grupului. Orban s-a întors din carantină viu. Din fericire nu s-a întors singur. S-a întors cu un băiat mult mai carismatic, care dă din mâini mai bine decât dă el din gură. Pe băiatul ăsta l-aș vota. Pare empatic, pare uman, pare genul de om pe care l-aș lăsa 10 minute să împăzească bicicleta, spre diferență de Orban. Am ajuns la locul 8 în topul nostru, Nanelu, bugetarul de lux care a dat coronavirus la toată lumea. Multe ziare evită să-i dea numele lui Neanelu Lupu, dar eu zic că Neanelu Lupu merită menționat cu numele întreg de buletin pentru că și-a împrăștiat coronavirusul mai tare decât și-a împrăștiat Genghis Khan sămânța. Neanelu a fost polițist și s-a prezentat la spitalul poliției cu niște simptome aiurea. A fost întrebat dacă a ieșit din țară, a promis că nu. Câteva zile mai târziu, după ce a reușit să infecteze cu virusul lui Vesel tot spitalul la șmecher al poliției, omul nostru a recunoscut că parcă a ieșit totuși puțin din țară doar vreo 10 zile până în Israel cu amanta cu 30 de ani mai tânără. Bonus, înainte de internare, a împărțit mărțișoare la toate colegele lui de la administrația domeniului public, peste 100 de cucoane. Bonus, a dat virusul și Noresi, care lucrează la Direcția Resurse Umane, și Amantei, care lucrează la Evidența Populației. E normal acum să ajungem la întrebare. Cine-i Nelu Lupu ăsta? Păi, domnul Nelu Lupu e un fost polițist cu influență și cu prieteni. A fost șef de poliție pe sectorul 3 și 4 și a ajuns pe capital. A fost pensionat cu scandal în 2015, când infractorul Adrian Sârbu se plimba pe stradă fără cătușe, deși tehnic în hârtie scria că trebuia să fie cu cătușe. Așa e la oamenii arestați. Așa că a fost pensionat rapid și evident că și-a găsit un loc călduț în altă parte la administrația domeniului public. Evident că încasează și pensia. E om de la cu influență și cu toată familia angajată la stat. N-ai ce-i face. A avut grijă de unii la vremea lui și acum e rândul lor să aibă grijă de el. Deci, na, i s-a deschis dosar penal pentru faptul că jumătate din pacienții din România au luat coronavirus pe filiera Nelu Lupu
Da, în cel mai rău caz îl dau ăștia afară de la administrația domeniului public și o să-l mute în altă parte tot în interiorul sistemului și o să încaseze două pensii bonus în loc de una. Că na, e om a sistemului și sistemul are grijă de oamenii lui. Pe locul 7 în top oamenilor care o ard prost cu ocazia coronavirusului, avem toți experții de pe internet în virus și economie. Nu mai am prieten pe tot internetul care să nu fie expert ori în virusologie, ori în economie. Dacă nu mi-explică cât rezistă virusul pe suprafețe de carton, îmi explică cum o să suferim cu toții mai mult decât suferim deja dacă nu o să ne bazăm pe imunitatea de turmă și o să oprim economia și știu ei cum o să se întâmple. Stai dracu în casă liniștit, uită-te la filme pe Netflix și nu mai căca păreri că nu e momentul. Locul 6 în topul nostru, bătrânii. Ai coronavirus, brei. Aaaa, cu toți morții mătii să spun. Să nu exagerăm, mulți bătrâni știu să aibă grijă de ei și au căcatul ăsta în serios. Urmează stația Timpul Noi, cu peronul de partea dreaptă. Dar dacă ești pe stradă, cei mai mulți care se plimbă fără măscuțe sau se înghesuie unii în alții ca găinile când e frig, zboșorăgi. Am auzit trei pensionari paradiți cu urechile mele în mega cu aceeași dumă de pensionar paradit. Ce e coronavirus, domnule, că nevastă mea e mult mai rea. Ue, 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 cum să stau eu acasă? Ue, 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 ue. Bună ziua! Ne puteți spune ce știți despre virusul coronavirus? Nu cred nimic. Nu credeți? Mă pupia și în gura lor. Să mă pute în gura lor, ăia care i-o trimis. Mă, nu! Asta e problema cu idioții. Idioții când îmbătrânesc nu se fac mai deștepți, doar se fac mai paradiți. La 76 de ani, ce să stau în casă? N-am stat niciodată în casă, să știți. Sunt învățat să plec. Nu vă este teamă totuși să mergeți în locuri aglomerate? Nu. Nu? Nu, de ce? Păi e frică, aia care e frică mai rău pățește, să știți. Am și cu mască și fără mască, tot așa. Mergeți cu încredere dumneavoastră? Nu. Am întăritor, am... nu-mi trebuie. Da, asta e ordine internațională. Nu-i făcută de noi. Nu este nici cu noi. Pleacă de undeva. Știi cum era bancul cu chinezii? Ferească Dumnezeu să învețe chinezul să mănânce cu furculița, că murim de foame toată omenirea. Conspirațiile se lipesc imediat de ei, ideile de bun simț nu prea. E ordin de sus, așa a dorit oculta iudeo-masono-reptiliană se întâmple, se știe. Și asta tot de om e făcută, virusul ăsta. Tot de om, pentru că așa am înțeles că ar fi un laborator de, care produc virus și acolo, chiar în localitatea aia, unde acolo primată. Așa a înțeles el că e făcut de om într-un laborator. I-a zis un alt idiot și na, era o propoziție simplă, avea vreo 7 cuvinte, subiect predicat era ușor de înțeles. Spre diferență de toate explicațiile și statisticile și prostiile la care dați voi share și-s mai mari de atâta. Omului s-a spus ceva pe înțelesul lui și a înțeles. Ce vrei mai mult? De exemplu în Italia, vă spun de Italia. Ați văzut acolo câte loviți sunt și ei în loc să roage la Dumnezeu dansează în balcon și pune muzică și dă, face ca toate alea. Tu pui muzică disco și toate astea și pui pe Pavarotti să-ți cânte? Ce credință e asta? Și ce frică e? Ce spaimă e pe ei? Niciuna! Niciuna nu e! Ce să mă mai spăimântez eu cu eu? Ies pe stradă în fiecare zi! Sănătate și papa! Mama asta e supărată pe italien că nu-ți destul de înspăimântați. Cine nu e speriat își merită soarta. A zis și Iisus parcă. Îmi place care boală pe dansatori. Cred că a părăsit-o vreun crai prin 79 pentru o balerină și de atunci nu mă pune acatiste de nașpa la dansatori și cum vede oameni cât dansează. Muriți, bă! Păi cum să nu ies din casă? Cum să nu ies dacă suntem cu câinii?
Dar știți ce? Eu vin aici, uitați, vin aici unde nu e lume și stau de n-am treabă. Cum adică n-ai cum să nu ieși pentru că ai câini? Există soluții. Întrerupem tragicomedia pentru un mesaj serios. Faceți și voi o faptă bună. Sunați-vă rudele bătrâne și explicați-le că trebuie să stea dracu în casă. Și dacă aveți prin bloc vreun boșoroc de ăsta damblagit care insistă să fie ambulatoriu în perioada asta când ar trebui să stea dracu în casă, poate salvați și voi o viață și vă oferiți să-i faceți cumpărăturile ca să nu mai aibă motive să iasă. Sau să-i plimbați câinele. Nu știu, toți au pechinezi. Cred că pechinezi o să omoare mai mulți oameni decât Neanelu. E o făcătură. Dacă te uiți pe YouTube, o să vezi discursul șefei femeii, ce a spus acum o lună jumătate. O să se prăbușească fondul de pensii, pentru că sunt prea mulți bătrâni pe planetă. Și pe primul loc, Italia. Caută pe YouTube. Șefa femeii. Asta a fost jumătatea de jos a topului. Îl terminăm zilele astea. Stați și voi aproape, că oricum n-aveți nimic mai bun de făcut. Și carantină plăcută. Până apare partea a doua a topului, nu uitați să citiți Pitici gratis în fiecare zi, chit că n-am mai scris nimic de mult timp. Doi, dacă aveți mult timp liber, chestia aia pe care am scris-o eu, întreprinderea, care e super amuzantă, e o jumătate de carte, o să continui zilele astea. Am auzit că la coronavirus oamenii se cacă mult. Și când ești lipit de WC, ai nevoie să citești ceva care să-ți distragă atenția de la gheorțeală. Întreprinderea 2400. Și vreau să reîncep rubrica Sfaturi gratis. Emisiunea aia în care oameni ciudați îmi trimit mail-uri cu problemele lor ciudate și eu din omniscența mea galantoană le explic cum să-și trăiască viața corect și să nu mai aibă probleme niciodată și să fie fericiți și căcaturi. Mail-ul e undeva mai jos pe aici, îl găsiți, trimiteți acolo și vă rezolv problemele în funcție de ce timp am. Na, aștept să vă rezolv plenar. Carantină plăcută, nu uitați să dați like, share și toate restul chestiilor.